Care sunt costurile? Sunt 2000 de metri pătrați care astăzi sunt în reabilitare. Pe lângă carosabilul care urmează să fie nou, au fost proiectate și schimbate și rețele, inclusiv apeduct, și după câte vedeți este amenajat și trotuarul. A fost necesar să se intervină pe unele porțiuni a zonelor spațiilor verzi. Lucrările sunt realizate de regiile municipale, iar finanțarea vine din partea agenților economici care au construit în această zonă, în mijlocit, blocuri de locuit. Cam asta este. Pe cât se planifică finisarea lucrărilor și când această zonă din nou va fi traversată? Eu nu știu dacă dumneavoastră ați fost să vedeți ce a fost aici până la. A fost un dezastru total. Eu cred că în 2 săptămâni de zile cel mult, constructorii și cei care lucrează la reabilitare nemijlocit trebuie să o scoată în capăt și o vor scoate în capăt. Eu cred că prognoza este și mai optimistă, dar haideți să lăsăm 2 săptămâni de zile.